Comerțul cu porci pe internet este înfloritor în plină epidemie de pestă porcină africană, când târgurile sunt închise, iar transportul porcilor dintr-un județ în altul este interzis. Comerțul cu suine pe site-urile de vânzări este la mare căutare. La o singură căutare pe Google apar zeci de rezultate. Luăm drept exemplu județul Bihor. Aici e carantină, după ce au fost confirmate mai multe cazuri de pestă porcină. Internetul abundă însă în anunțuri de vânzare postate de crescători care nu vor decât să își valorifice marfa din ogradă. Reporterul NCN a luat la întâmplare câteva numere de telefon și a încercat să cumpere fictiv porci dintr-un județ unde, cel puțin teoretic, vânzările de suine sunt interzise. Iată conversația cu un vânzător din Bihor care a vândut deja o parte din porci. Omul e sincer. Din cauza pestei porcine, nu dă nimeni certificate veterinare pentru animale. Dar cumpărătorii nu au nimic de pierdut, pentru că, spune vânzătorul, nimeni nu face controle în zonă să verifice transporturile de animale. Mai aveți unul la ce preț? Nu știu să zic, tot așa că are 12 săptămâni, este deja mare, au vândut și au lăsat, au vândut 9 și au lăsat 2 și mai are unul. No, și la cât ar fi dacă aș trece să-l iau? Păi, mă mai sunați, să văd, o sun pe mama. Dar are certificat veterinar? Nu poate să dea nimeni acum. Deci nu e crotalia, nu e nimic, nu? Nu e crotalia, că... sau cred că e crotalea, dar certificate n-au, că nu dă, că nu se poate. Știi? Am înțeles. Păi și nu o să am probleme cu el, adică nu-ți controle pe drum. Nu, nici nu. Drum n-aveți nici probleme. Deci n-am treabă, nu? Nu. No, bun. Păi s-a să-l sun atunci pe unchiul să văd câți are, să-mi fac și eu calculul cât loc am. Și mai aveți unul, da? Da. Bun, hai să sun eu 10 minute înapoi, bine? Același site de vânzări, alt anunț. O femeie răspunde la numărul de telefon afișat și negociază cu posibilul cumpărător. Nu prea știe însă cum e treaba cu certificatele veterinare și pesta porcină. Alo, sărmâna. Bună ziua. Am văzut anunțul dumneavoastră pe internet cu porcei. Mai aveți de vânzare? Da. Câți mai aveți? 10. 10? Și care e ultimul preț? Să e ușor negociabil. Cât e pe net, că l-a pus nepoata, nu l-am pus eu. Păi pe net apare la 300 de lei. Dacă i-aș lua pe toți 10, mi-ați face 200, un preț. 270, dacă ăsta vi dau pe tot. 270, ultimul preț. Da. Și au certificat veterinar? Nu au, dar dacă ăsta mă duc să vă scot. Și cum e cu pesta asta acolo? Nu ar fi o problemă, că la dumneavoastră acolo e pestă. Nu. Adică n-aș avea probleme. Nu ne-au deranjat nimeni până acum, nu nimica. Deci nu aș putea să vin să iau, nu m-ar opri, nu știu, poliția, jandarmerie sau ceva. Nu, aștia nu, de la nu, veterinar. Pot să vin să iau liniștit. Da, dacă dori, sigur, liniștit. Păi și puteți să-mi face rost de certificat veterinar? Da, acum eu dacă ăsta nită sun doctorul veterinar să văd și ăsta nită și dacă vă resun înapoi. Nu știm dacă femeia a mai vorbit cu medicul veterinar, nici care a fost răspunsul acestuia, pentru că nu a mai sunat niciodată înapoi și nici nu a mai răspuns la telefon, în ciuda insistențelor posibilului cumpărător de porci. În cazul unui județ aflat sub carantină din cauza focarilor de pestă, măsurile sunt clare. Târgurile se închid, comerțul porcilor este interzis, la fel și transportul animalelor dintr-un județ în altul. De asemenea, la intrările și ieșirile din județ ar trebui să existe filtre rutiere pentru verificarea mașinilor dedicate transportului animalelor.